Avea încredere în tine e un subiect foarte relevant și eu am căutat asta toată viața mea, pentru că aveam tot felul de anxietăți, inclusiv când intram într-o cameră, mi era greu să vorbesc și acum imaginează că vorbesc în fața a sute de oameni deodată. Deci, clar te va sprijini să ai un job mai satisfăcător, o relație mai bună, relații în general mult mai bune și, bineînțeles, să te simți bine în pielea ta, să te simți bine în societate și clar, se poate. Deci asta vreau să-ți transmit. Practic, încrederea este a sinelui, este a esenței care ești tu. Și atunci, în momentul în care tu începi să-ți dai seama că nu se întâmplă altceva decât să o umbrească, da? Sunt părți din tine care pur și simplu îți umbresc această încredere. Este păcat să trăiești viața de la nivelul acelor părți. E păcat să trăiești viața de la nivelul unui copil care are mai multă nevoie de validare, de acceptare, de atenție. Și cu siguranță toți am integrat vocea critică a cuiva apropiat, dar nu există așa ceva. Toți avem încredere în interior, toți avem curaj în interior. Și mai mult decât atât, avem metode terapeutice foarte eficiente și foarte rapide pentru a-ți aduce la lumină ceea ce ești tu de fapt. Eu sunt Anca Maftei, sunt psihoterapeut sistemic și vreau să te învăț și pe tine cum să crezi din nou în tine.